cu acest. Așa la pălărie, ca așa poartă bărbații bele. Eu te rog planul! Așa ne mai plimbăm și noi, mai ieșim din orașul ăsta. Mama, de ce nu mai vine? Vreau să vie! Vine, vine acum, puișor, mami. Vezi ce vine și ale lui cu costumul de marinel? Mami, tu nu ți-ai spus că nu se zice marinel? Da, cum? Marinel. Ei, ziceți voi cum știți, eu zic cum am apucat, așa se zice pe vremea mea, când a ieșit întâi moda asta la copii, marinel. Vezi că sunteți proaste amândouă, nu se zice nici marinel, nici marinel. Dar cum procopsitul? Marinel! Apoi de n-a învățat toată lumea carte ca dumneata. De nu l-am cerut din direcția Brașov să sosește în stația linia 1. Vă rugăm să veniți linia 1, trenul staționează 3 minute și pleacă în direcția Periscrivia București. Va ajunge în gara de nord. La 8 și fără 10. Vă rugăm să fiți în vagoane. Atenție, se închid ușile. Eu nu vin cu pupe, eu vin pe coridor. Nu, nu, n-ai voie să scoți capul pe fereastră, Michitel. Ce treabă ai tu, urâtule? Dar biletul dumnealui. A avut bilet, dar a zburat. Cu pălăria. Cu pălăria. În alea panglică. Cine? Cine? Biletul, frate. Unde? Unde? La pălărie. Nu-i trebuie. Pălărie. Care pălărie? Păi nu spuseră încă a zburat. Pară, chiar n-a zburat. Dacă n-are? Dacă n-are? Dacă n-are la stație apropiată să coboare. Așa scrie la regulament. Pasager n-are bilet și nu declară că n-are bilet, îi se iau o amendă de 75 de bani și îi dă jos din tren la orice stație. Dar noi n-am declarat-o. Ce e vină că băia spune dacă i-a zburat pălăria? De ce a scos capul pe fereastră? Eu i-am spus să nu scoată capul pe fereastră și el a scos. Nu-i treaba dumneavoastră, ce te amesteci dumneata? Uite ce e cu bani, trebuie să plătiți un bilet. Să mai plătim? N-am plătit de la o dată. Și pe deasupra? Și pe deasupra, 25 de bani. Și pe deasupra? Și pe deasupra? Vezi dacă nu te astâmpeni. Vezi dacă nu te astâmpeni. Ce faci, soră? Ești nebună? Nu știi ce simțitor e? Ce s-o facă domnul Băi la București când a fost Băi și toate prăvălirile alea închise? Lasă-s, soră, cum era să plece băiatul numai cu pălăria de paie? Dacă se întâmplă să plouă o răcoare de mai doare nasul puișorului? Nu! Să moară mamare! Să moară! Să-l pupe, pune-i acum! Să-l pupe mamare, că trebuie! Parcă își ade mai bine cu bere. Cu ce nu își ade lui bine? Lasă-l încolo, că e prea ele. Nu știu cum au dumneata pălărie nouă și bele. Să fie eu mamare. Să fie el sănătos, să poartă mai bine. Dar pe mamițica? Dar pe mamițica n-o pun? Păi bine, nu vreau. Așa, lasă. Lasă că știu eu că te prefac. Cine mă pupă? Ai găsit pe cine să înșel? Ai găsit pe cine să înșel? Cine mă pupă? Uite, ciucalată! Deci eu. E lucru mare. Puișorule, să nu scoți capul. Puișorule, să nu scoți capul. Mamare! Capul pe fereastră. Lucru mare. E lucru mare. Câte de deștept. Nu mi-ai zis soră. Nu mi-ai zis soră. Ce mai face Vasileasca? Dacă-l dai cu copiasca de plătă copiasca,
cu Basileasca, cu Basileasca alea să seară pe șosea. Dar tu de unde știi? Dar tu de unde știi? Păi nu ți se Popeasca, că e lângă Neasca, de pildă Popeasca, cu Basileasca, alu Basileasca. Eu nu mai înțeleg nimic, zis o lume ce să pricep și eu. Ia mai vezi ce face băiatul afară, Malițu. Goie, puișorule, goie, goie. Vai de mine, nu-i băiatul. Unde-i băiatul? S-a prăpătit băiatul. A căzut din trei băiatul, s-a omor. Cine a tras manivela? Ciudat.